Dintr-un motiv cu totul necunoscut mie, am găsit pe internet un predicator numit Dumitru Budac, care are o predică intitulată Iisus versus Calvin. Și cum ziceam, dintr-un motiv necunoscut mie, am văzut clipul ăsta suficient de mult promovat încât să mă îngrijoreze motivul pentru care oamenii ar face lucrul acesta. Așa că aș vrea să trecem foarte rapid în revistă anumite lucruri pe care acesta le spune despre Calvin. Am ales să vi-l dau pe el ca exemplu pentru că el e omul care reprezintă foarte bine pe aceia care nu studiază și caricaturizează poziția oponentului, o caricaturizează, o prezintă greșit pentru ca să poată argumenta împotriva ei. Acum, ceea ce el spune despre calvinism nu este calvinismul. Și de aceea, într-un fel, nici nu ar trebui să răspund la lucrul acesta, pentru că nu, el nu atacă calvinismul, ci atacă o iluzie, o umbră, o idee inventată de mintea lui și altora. Însă, pentru că nu vreau să fie asociat calvinismul, doctrina biblică, a perseverării în har, a predestinării cu minciunile astea, aș vrea să vă dau câteva lămuriri foarte rapid. Haideți să ascultăm câteva afirmații de ale lui. Există așa o erezie în creștinism care se numește calvinism. Prima eroare. Nu știe să facă diferența între o eroare și o erezie. Sunt foarte puțini oameni care, deși sunt total opuși calvinismului, afirmă despre calvinism că este o erezie. Erezie este negarea, de exemplu, doctrinei Sfintei Treimi, este negarea divinității Domnului Isus, este negarea umanității lui Isus, este negarea mântuirii prin har, prin credință. Erezia se referă la negarea unei doctrine fundamentale din creștinism. N-are nicio treabă nici calvinismul, nici arminianismul cu erezia. Dar dacă vrei să atragi atenția și să fii exploziv, așa cum văd că își pune titlul la multe predici, într-adevăr faci afirmații din astea extremiste. A doua afirmație. De asta. El a zis așa. Te-ai pocăit, ești mântuit odată și pentru totdeauna. N-ai treabă. N-ai treabă. Ești mântuit, măi. Gata, ești salvat. A doua eroare foarte populară legată de calvinism este că odată ce ai fost mântuit, poți să faci ce vrei tu. Și oamenii spun că asta au învățat Calvin. Uitați, vă dau câteva citate din Calvin. Calvin a spus așa: chemarea și credința nu contează prea mult dacă nu li se adaugă și perseverarea. Și acest lucru nu apare la toți. Deci e clar lucrul acesta. Calvin n-a învățat că ești mântuit odată pentru totdeauna. Nu mai contează, domnule. Zice, nu-i suficientă chemarea și credința, trebuie să se adauge perseverarea. Mai mult, nici vorbă de faptul că poți trăi cum vrei tu, Calvin a spus, acela a cărui viață nu se diferențiază de cea a necredincioșilor, nu a învățat nimic din Hristos, deoarece cunoașterea lui Hristos nu poate fi separată de mortificarea cărnii sau de omorârea păcatului. Alt citat. Însă grohăitul nebunesc al acestor porci este redus la tăcere de palmă. Ei susțin că pot continua să trăiască fără griji în viciile lor, pentru că dacă fac parte din numărul celor aleși, viciile nu îi vor împiedica să fie în cele din urmă aduși la viață. Totuși, Pavel susține că am fost aleși pentru a duce o viață sfântă și fără pată. Calvin atacă foarte dur ideea că poți să fii ales și să trăiești în păcat. Apoi el spune, dacă alegerea are ca scop sfințirea vieții, ea ar trebui mai degrabă să ne stârnească și să ne stimuleze să urmărim cu înflăcărare acest lucru, decât să poată fi folosite ca pretext pentru a nu face nimic. Așadar, unde încurajează Calvin trăirea fără căpătâi? Unde încurajează Calvin trăirea în păcat? Foarte mulți oameni spun lucrul acesta. Calvin a învățat că nu poți să trăiești în sfințenie. Calvin a învățat că poți să trăiești în păcat dacă ești ales. N-ai nicio treabă. Nici vorbe de așa ceva. Este o batjocorire, este o minciună spusă de oameni care n-au citit în viața lor cel mai probabil măcar două file din Calvin. Sau introducerea la vreun comentariu sau o carte scrisă de el. Hai să ascultăm altă afirmație. Da, l-ai primit pe Hristos în viața ta, da, te-ai botezat, da, gata, ești salvat, gata, nu mai ai treabă să mai trăiești cu adevărat. Foarte clar din citatele pe care le-am citit, Calvin nu spune că nu mai ai treabă să trăiești cu adevărat. Dimpotrivă, Calvin spune că trebuie să trăiești în sfințenie. Asta spune Calvin. O altă eroare foarte gravă legată de
calvinism. Și când ei văd că tu nu vrei să te pocăiești astăzi, ei se uită și zic, tu crezi, asta calviniști fac așa. Cred că tu ești sortit pentru iad. Deci ei hotărăsc cine e sortit pentru iad și cine e pentru rai. Cât de eronat lucrul ăsta. Cum am mai spus în alte episoade, nimeni nu poate hotărî pentru altul și nici nu poate să știe dacă altcineva este sortit pentru iad, dintr-un simplu motiv, că șansa la pocăință există până în ultima clipă din viața noastră. Niciun calvinist care cunoaște calvinism nu spune despre cineva că e sortit pentru iad. Când vede pe cineva care nu se pocăiește, vede că nu se pocăiește. Atâta tot. Vede că este în păcatul lui. Vede că este depravat cum sunt toți oamenii. Nu există un calvinist consecvent care cunoaște doctrina Sfintei Scripturi și doctrina calvinistă care să spună o asemenea aberație. O altă eroare. Erezia lui Calvin spune așa. Ești mântuit odată și pentru totdeauna mântuit, dar noi întrebăm, dar dacă el a greșit? Dacă el a căzut în curvii sau în hoții sau el și el nu mai urmează pe Domnul, cred că el nu era sortit pentru rai, el era sortit pentru iad, pur și simplu el s-a prefăcut că e pocăit. Nu, stai un pic! Se întâmplă ca creștinul scade, da sau nu? Stop, avem o eroare gravă aici. Una este căderea temporară și altceva este căderea definitivă. În privința căderii definitive, noi afirmăm împreună cu Ioan că ei au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau dintre ai noștri. În al doilea rând, dacă Dumitru Budac sau alții spun, nu, domnule, sigur omul a fost mântuit, eu îl întreb, cum ai detectat tu că a fost mântuit? Ce detector spiritual special ai tu ca să afirm despre cineva, sigur a fost mântuit și și-a pierdut mântuirea? Apoi, noi nu spunem că cine a căzut nu a fost niciodată ales. Pentru că cineva poate să aibă, de exemplu, o cădere temporară, o rătăcire temporară. Spunem că are o rătăcire temporară. Dacă el niciodată nu se mai întoarce la Dumnezeu, într-adevăr spunem despre el că a ieșit din mijlocul nostru pentru că nu a fost niciodată dintre noștri. Asta a spus Ioan, asta a spus Domnul Iisus Hristos. Plecați la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Nu spune v-am cunoscut și acum nu vă mai cunosc, am uitat de voi. Spune niciodată nu v-am cunoscut, n-a fost niciodată într-o relație personală Domnul Iisus Hristos cu ei, o relație personală mântuitoare. Asta spune Hristos, nu spune Calvin, nu spun calviniști. Asta spune Domnul Iisus Hristos, că nu i-a cunoscut niciodată. Asta spune Ioan, că au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau dintre ai noștri. Spun lucrurile astea în cazul în care cineva pleacă și nu se mai întoarce niciodată. Pretenția lui că a fost născut din nou, că s-a întors la Dumnezeu, este falsă. Însă, în ce privește căderile temporare ale unor credincioși, noi afirmăm că sunt căderi temporare, omul este mântuit, dar are o cădere temporară și Dumnezeu îl va aduce înapoi. Și dacă el are o cădere temporară, bineînțeles, responsabilitatea noastră fie a fiecăruia față de el este să-l chemăm la Domnul. Fiecare dintre noi avem căderi temporare. Nu există niciun om, niciun creștin adevărat care să spună dacă ai o cădere temporară, înseamnă că nu ai fost ales. Dacă ai păcătuit, înseamnă că nu ai fost ales și nu mai ai nicio șansă. Este o aberație. Toți păcătuim. Nu există nicio negare a faptului că păcătuim. Nu există în doctrina calvinistă ideea că dacă ai păcătuit, înseamnă că nu ai fost ales. Sau dacă ai căzut, înseamnă că nu ai fost ales. Și confuzia vine din faptul că se confundă căderea definitivă cu căderea temporară. Mântuirea tu primești de la Dumnezeu un dar. Amin? Cum ne spune acolo un dar, nu? Da, toată imaginea și mascarada pe care o faci aici cu respectivul instrument, primești mântuirea în dar. Mântuirea nu este un lucru, domne, să-l primești și să-l poți pierde. Să-l primești și să-l ții așa, să ai grijă să nu cadă. Mântuirea este ceva lucrat de Dumnezeu în noi. Ascultați limbajul lui Pavel. Duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur și versetul următor spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Mântuirea este o stare pe care Dumnezeu o desăvârșește în noi, o perfecționează în noi, o duce într-o linie ascendentă în mod progresiv în noi. Asta este, mântuirea este o lucrare a lui Dumnezeu în noi. Mântuirea nu este un lucru. Imaginea pe care o folosește este la propriu grotească, nu are nicio treabă cu definiția Scripturii cu privire la mântuire. Nicio treabă nu are. Una și n-ai cum să cazi niciodată. Dacă voi țineți minte, între noi a fost un băiat. Ce eroare! N-am auzit în viața mea un calvinist care să spună că dacă ești mântuit, n-ai cum să cazi niciodată. Noi spunem că n-ai cum să cazi niciodată, definitiv, dacă ai fost mântuit cu adevărat. Dar, repet, Ioan spune
Sfânta Scriptură afirmă foarte clar, cei care sunt copiii lui Dumnezeu păcătuiesc, dar dacă au păcătuit, au la Tatăl Mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care este jertfa noastră de ispășire. Ce fac cei mai mulți din calviniști? Au zis, ce fac cei mai mulți din calviniști? Apropo, sunt milioane de calviniști în lume, da? În toate denominațiile. Sunt denominații în întregime calvinist. I-au zis ce fac cei mai mulți dintre calviniști. De 500 de ani încoace de la reformă au fost zeci de milioane, poate sute de milioane de calviniști. I-au zis ce fac cei mai mulți din calviniști. Sunt sigur că n-ați auzit ce fac cei mai mulți dintre calviniști. Când ei cad după când 10 ei... ani de credință. Pe cum? Mai înainte au zis că calviniști afirmă că ei nu cad. Și acum spun că calviniștii cad. Se contrazice pe sine, se hotărească. Calviniștii cad sau nu cad? Sau 15, ei se sinucid. Pentru că ei deodată ce au căzut, ei zic gata, pentru noi iertare nu mai este. Se duc să se sinucid. Ce eroare! Ce eroare! Calviniștii când cad, spun, am fost aleși de Dumnezeu și ei cred în perseverența sfințelor în har. Dacă vă aduceți aminte de acronimul TULIP, care reprezintă într-un fel soteriologia reformată, ultimul punct P înseamnă păstrarea sfinților în har sau perseverența sfinților în har. Toți cei aleși de Dumnezeu vor persevera până la capăt. Ei nu se sinucid pentru că știu că Dumnezeu îi ține până la capăt. Sunt persoane care se sinucid, sunt peste tot persoane care se sinucid, dar nu este în niciun fel o caracteristică a calvinismului sinuciderea în masă. Cei mai mulți calviniști se sinucid. La propriu sunt niște afirmații atât de grave și de grotești. Mi-e greu să înțeleg de unde au fost preluate. Diavolul ăsta își așteaptă, ține minte. El când tu ai greșit, el îți spune ai căzut din har. Tot cu versete vorbește diavolul. Gata, ai căzut din har. Nu mai ești bun de mântuire. Și atunci oamenii îți duc și fac rău să se nucid, cad de pe calea Domnului și nu mai urmează pe Iisus. Ia ascultați. Deci el predică în toată predica că îți poți pierde mântuirea și ajunge la minutul 9, unde spune că diavolul îți spune ai căzut din har. Diavolul spune sau tu? El predică căderea din har. Și acum spune că diavolul spune că a căzut din har. În Biblie găsim expresia căzut din har, ați căzut din har, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Acum, diavolul spune ce spune cuvântul lui Dumnezeu, diavolul spune ce spune și el în predica asta că ai căzut din har. Da, diavolul poate să mintă un credincios adevărat că a căzut din har când el nu este căzut din har. Însă asta este o învățătură arminiană, nu calvinistă. Acum nu mai înțeleg, predica este împotriva calvinismului sau arminianismului? La calviniști n-ai șanse. Dacă ai căzut, gata, ai murit. Gata. Am lămurit suficient de clar, calvinismul nu ia șansa nimănui la mântuire. Astăzi o să vorbim mântuirea, nu cum o cred calviniștii. Iisus este pixul de urma ta până ultima zi a vieții tale, chiar dacă sună dur. Și el anume nu caută că ia de să-ți scriu ce mi-ai făcut și astăzi. Nu, Iisus e un Domn iubitor, dar el vrea ca să fii biruitor până în ultima zi. Dacă în ultima zi n-ai biruit, ești șters. Deci Iisus stă cu pixul. Biblia spune că există o carte a vieții mele lui junghiată înainte de întemeierea lumii, în care sunt scrise numele celor mântuiți. Biblia nu spune că Dumnezeu va șterge pe cineva de acolo. În Apocalipsa, versetul pe care el citește, Apocalipsa, capitolul 3, nici de cum nu voi șterge numele din cartea vieții, spune exact opusul a ce spun eu. Cum poți să citești un pasaj care spune nici de cum nu voi șterge numele din cartea vieții și să spui, vezi, se poate șterge numele din cartea vieții. Și că Iisus, în ultima clipă din viața ta, dacă ai făcut o greșeală, dacă ai căzut, te va șterge din cartea vieții. Deci el se contrazice pe sine în toată predica asta. Odată spune că calviniștii nu mai dau nicio șansă la ăștia care au căzut și acum el spune că dacă ai trăit toată viața în sfințenie, 80 de ani, 85 de ani și în ultima zi ai făcut un păcat, nu mai este nicio șansă pentru tine. Nu, eu spun că facem o grămadă de păcate de care nu suntem conștienți și indiferent de ce se întâmplă în ultima zi din viața ta, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te mântuiește. Dumnezeu te mântuiește dacă ești născut din nou, dacă ești locuit de Duhul Sfânt. Nu calvinismul ia șansa la mântuire, ci o asemenea învățătură absolut oribilă și îngrozitoare, care ar trebui să te facă să fii terorizat toată viața. În fiecare clip ai putea să mori, da? În fiecare moment din viața ta ai putea să mori. Păcătuim de atâtea ori în timpul zilei, se poate să murim. Cei mai mulți oameni poate mor cu siguranță fără să-și mărturisească toate păcatele. Niciun om n-are șansă la mântuire după teologia asta.
Unde este siguranța mântuirii în teoria asta? Și cum poți să iei și să folosești un asemenea verset care îți dă o promisiune puternică, e o temelie a vieții tale, nici de cum nu voi șterge numele în cartea vieții și tu să spui, Iisus stă cu pixul și la final te șterge din cartea vieții. Dacă tu nu crezi că l-ai apucat încă, atunci calviniștii nu mai au ce vorbi. Ei zic că gata, l-am apucat, la început, gata, s-a terminat. Nu spun calviniștii asta. Pasajul din Filipeni, capitolul 3, tot pasajul vorbește și despre premiu, da? Premiul chemării cerești care se referă la răsplătire, nu la mântuire. Nu la mântuire. În începutul pasajului, Pavel spune că a fost socotit neprihănit. A lăsat toate lucrurile vechi din viața lui pentru Domnul Iisus Hristos, pentru a fi socotit neprihănit prin Domnul Iisus Hristos. Și Pavel merge progresiv și vorbește că aleargă spre premiu chemării cerești, spre răsplată, nu spre mântuire, spre răsplată. Și normal că răsplata încă nu era primită, pentru că nimeni nu primește răsplata cât timp este pe pământ. În niciun fel pasajul acesta nu spune că Pavel nu era mântuit și încă stătea așa în cumpănă și trăgea tare ca să ajungă la mântuire. Apoi la un moment dat începe să povestească de un frate din biserică la ei care are probleme cu beția, cu alcoolul, cu tutunul, nu mai știu cu ce are probleme, cade foarte des și el spune că noi calviniștii... Nu mai tu ne-ai dat Biblie și cer țigări? Dacă ar fi după calviniști, Florin îi trimis în fundul iadului. Nu, dacă se pocăiește, nu-i trimis în fundul iadului, indiferent de ce ar fi făcut până în momentul respectiv. Dacă este sincer în pocăința lui, că din ce descrie el aici, este un om care nu s-a pocăit niciodată cu adevărat. Dar dacă după Hristos, Florin are iertare dacă se pocăiește. Corect, asta spune și Sfânta Scriptură, total de acord. Total de acord. Și ultimul argument pe care l-am lăsat este chiar de la început, minutul 5, argument adus de el, obiecție, caricaturizare, este cu privire la predestinare. E că Jean Calvin ăsta a zis așa. Sunt unii oameni care Dumnezeu i-a ales pentru a fi mântuiți, dar alții Dumnezeu i-a ales pentru iad. Vreau să-ți dau o întrebare. Tu ești de acord cu teoria asta? Total greșit. Felul în care este prezentată doctrina predestinării sau duble predestinări în concepția calvinistă. În concepția calvinistă, Dumnezeu, din masa de oameni pe care a prevăzut înainte de veșnicia lumii, pentru că El a hotărât să-i creeze, Dumnezeu a ales o mare parte din umanitate să o mântuiască. Pe restul nu a împins-o spre ea, ci Dumnezeu i-a lăsat pe restul, i-a trecut cu vederea. Nu spune că vreau să vă duceți în iad. Asta este o caricaturizare, o blasfemie a Sfintei Scripturi și o caricaturizare a calvinismului. Biblia nu spune în felul ăsta. Dumnezeu i-a trecut cu vederea. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Dumnezeu i-a lăsat să se nască și să trăiască cum vor ei și la final Dumnezeu i-a condamnat și i-a pedepsit pentru păcatele lor. Așa stau lucrurile. I-a lăsat Dumnezeu? Da, i-a lăsat. Nu s-a ocupat Dumnezeu de ei să le dea harul mântuitor? Cu siguranță afirmăm lucrul acesta. Dar asta este cu totul diferit de a spune că Dumnezeu din veșnicie a spus vreau ca voi să vă duceți în iad. Nu spune Biblia asta, nici noi nu spunem lucrul acesta. Pe alocuri am fost poate puțin mai ironic, pentru că el este foarte ironic, dar vreau să înțelegeți în final argumentele astea false aduse împotriva unui sistem teologic. Poate nu sunteți de acord cu calvinismul, nu e niciun fel de problemă. Nu este niciun fel de problemă. Poate vreți să argumentați împotrivă, poate aveți întrebări, poate aveți obiecții, nu este niciun fel de problemă. Însă ceea ce vă sugerez să faceți este că înainte să contraziceți, să argumentați împotriva unei poziții, împotriva unei teologii, împotriva unui sistem de interpretare sau împotriva orice. Studiază întâi. Cercetează întâi care este poziția respectivă. Să nu te trezești că vorbești în plus și te faci de rușine și spui o grămadă de lucruri care nu sunt adevărate și te trezești că cineva te arată că nu ai dreptate și te pur și simplu te pui într-o poziție în care nu ai vrea să fii. Este normal înainte să vorbești despre ceva, să te informezi. Și Cartea Proverbelor ne spune ce înseamnă să vorbești fără să fii ascultat întâi. Și cât de înțelept este lucrul acesta. Chemarea mea ca în toate episoadele este la studiu, la cercetare și la pune în lumina Sfintelor Scripturi toate lucrurile pe care le auzim.